Iată titlurile acestei ediții. Tragedie la Cahul. O femeie a găsit trupul neînsuflețit al fiicei sale mai mari în vârstă de 16 ani. Ceața densă face victime. Două persoane au murit, iar altele două au fost rănite după ce mașina în care se aflau a derapat de pe traseu și s-a izbit într-un copac. Un șofer de 29 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a izbit cu mașina într-un copac. Trei cadavre au fost depistate de către poliție într-un apartament din sectorul Râșcani. Doi deținuți ai penitenciarelor din Cahul și Taraclia sunt suspectați că gestionau de-o după gratii un business cu droguri. Un adolescent de 18 ani și un minor de 17 ani riscă 7 ani de detenție pentru că ar fi bătut și jefuit un tânăr de 23 de ani. Tragedie într-o familie din raionul Cahul. O femeie a descoperit în casă trupul neînsuflețit al fiicei sale mai mari. Descoperirea a avut loc în această dimineață, în jurul orei 7, în localitatea Crihana Veche. Femeia, în vârstă de 37 de ani, a sunat imediat la poliție și a anunțat că fiica ei de 16 ani este moartă. În jurul orei 7:00, la Inspectoratul de Poliție Cahul a parvenit un apel telefonic de la o locuitoare a satului Crihana Veche, care a comunicat că aceasta la domiciliu și-a depistat fiica cu vârstă de 16 ani fără suflare. În urma deplasării la fața locului a grupei operative și a medicului legist, s-a constatat lipsa semnelor de moarte violente, cauza preliminară a morții fiind intoxicația cu dioxid de carbon. Unele surse media scriu că minora provenea dintr-o familie bună, cu trei copii, părinți tineri, iar ea era primul copil din familie. Conform statisticilor deținute de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului 2018 până la începutul lunii octombrie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova au avut loc 43 de cazuri de intoxicații, 14 dintre care s-au soldat cu decesul a 21 de persoane. Ceața densă face victime. Două persoane au murit, iar altele două au fost rănite după ce mașina în care se aflau a derapat de pe traseu și s-a izbit violent într-un copac. Accidentul s-a produs astăzi dimineață, în jurul orei 3, în apropierea satului Constantinovca, din raionul Căușeni. Din cauza ceții dense, șoferul de 49 de ani ar fi pierdut controlul direcției și a ajuns cu mașina într-un copac. La ieșire din satul Constantinovca, direcția satului Pervomaisk, raionul Căușeni, un bărbat de 49 de ani, locuitor al satului Coșcălie, raionul Căușeni, conducând automobilul de model Volkswagen Passat, în curbă, din cauza ceței dense, nu s-a isprăvit cu ghidajul, a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un copac. În urma impactului, conducătorul automobilului și pasagerul acestuia de 35 de ani, care se afla pe bancheta din spate, au decedat pe loc. La fața locului s-a deplasat o echipă de salvatori pentru a descarcera cadavrul șoferului. Alte două persoane de 51 și respectiv 33 de ani au fost rănite și sunt internate la spital cu diferite traume. Acum sunt efectuate cercetări, în special identificarea posibililor martori pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier. Grav accident la Ialoveni. Un șofer de 29 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a izbit cu mașina într-un copac. Accidentul de circulație s-a produs în după-amiaza de 4 noiembrie la intrarea în satul Piatra Albă din raionul Ialoveni. Potrivit poliției, bărbatul nu ar fi adaptat viteza la condițiile meteo, iar la un moment dat, autoturismul a derapat de pe traseu și s-a izbit într-un copac de pe marginea drumului. La fața locului a venit și o echipă de medici care au transportat bărbatul la spitalul de urgență din Chișinău. Pacientul în vârstă de 29 de ani a fost diagnosticat cu omoză cerebrală, în prezent este internat în secție de profil, starea de sănătate a pacientului este satisfăcătoare. Acesta rămâne internat în continuare în spital pentru tratament și monitorizare. Forțele de ordine investigează cazul pentru a stabili cu exactitate cum a avut loc accidentul rutier. Descoperire macabră într-un apartament din Chișinău. Trei cadavre au fost depistate de către poliție după ce vecinii au chemat forțele de ordine. Totul a avut loc în seara de 4 noiembrie, într-un bloc de locuit din sectorul Râșcani. La fața locului a venit un echipaj de poliție, dar și medicul legist. Potrivit poliției, persoanele ar fi decedat cu aproximativ 2 zile înainte de a fi depistate. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit identitatea persoanelor. Bărbat în vârstă de 63 de ani, care este și proprietarul locuinței, un bărbat în vârstă de 49 de ani și o femeie în vârstă de 38 de ani. La examinare de către medicul legist, urme de violență pe suprafața corpului nu au fost depistate.
Corpurile neînsuflețite ale victimelor au fost duse la Centrul Tehnico-Criminalistic pentru expertize. Preliminar, medicii legiști au constatat că victimele s-ar fi intoxicat cu o substanță deocamdată necunoscută. Poliția investighează cazul. Băutura i-a luat mințile. Un tânăr de 20 de ani și-a băgat părinții în sperieți după ce s-a stropit cu benzină și și-a dat foc. Totul a avut loc în seara de 4 noiembrie, acasă la tânăr, în satul Glinjeni din raionul Fălești. Potrivit poliției, tânărul s-ar fi întors acasă de la distracții, beat și cu o sticlă plină cu benzină în mână. Un bărbat în vârstă de 20 de ani, întorcându-se la domiciliul său, fiind în stare de ebrietate avansată, având asupra sa un recipient cu benzină, fără niciun motiv, s-a stropit cu combustibil, după care s-a incendiat. Bărbatul a fost observat de către tatăl său, care a și intervenit și a stins focul de pe suprafața corpului. Tot el a anunțat forțele de ordine și medicii. Imediat, tânărul a fost preluat de o ambulanță și dus la un spital din Bălți. Medicii au constatat că victima a suferit arsuri de gradul 3 pe 50% din suprafața corpului. Poliția din Fălești investighează cazul pentru a stabili ce l-a făcut pe tânăr să recurgă la acest gest. Business cu droguri gestionat chiar din pușcărie. Doi bărbați deținuți în penitenciarele din Cahul și Taraclia sunt suspectați că gestionau activitatea unei grupări specializate în trafic de heroină și marihuană. Potrivit oamenilor legii, șefii grupării care erau deținuți în pușcării se înțelegeau mai întâi cu potențialii clienți, după care îi telefonau pe ceilalți membri ai grupului și le spuneau ce cantitate de droguri trebuie să pregătească și câți bani trebuie să ia de la cumpărători. Ulterior, cei din libertate se întâlneau cu potențialii clienți și le vindeau marfa. Polițiștii i-au reținut în flagrant pe cei trei suspecți aflați în libertate pe 1 noiembrie. În urma descinderilor, oamenii legii au depistat acasă, dar și în celulele suspecților, telefoane mobile, cartele SIM, droguri, bani, dar și utilaje confecționate manual pentru consumul stupefiantelor. Cei trei suspecți care se aflau în libertate au fost reținuți. Șefilor grupului care se află în detenție urmează să le fie înaintată învinuirea. Dacă vina celor 5 bărbați va fi dovedită, ei riscă până la 15 ani privațiune de libertate. Un adolescent de 18 ani și un minor de 17 ani, originari din capitală, au fost reținuți pe urme fierbinți, suspectați de jaf și șantaj. Potrivit poliției, cei doi suspecți ar fi jefuit pe 30 octombrie un tânăr de 23 de ani. Totul s-a întâmplat în apartamentul victimei de pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău. Suspecții au fost încătușați de către ofițerii de investigație ai Direcției de Poliție împreună cu polițiștii sectorului Rășcani pentru audieri. Forțele de ordine au stabilit că tânărul de 23 de ani, în timp ce se afla în apartamentul său, ar fi fost bătut în cap și pe față de către cei doi suspecți. Ulterior, cei doi suspecți ar fi sustras telefonul mobil, portmoneul cu acte de identitate, cauzându-i un prejudiciu în sumă de 4.650 de lei. Ulterior, pentru ca să întoarcă bunurile, cei doi tineri ar fi șantajat victima și i-ar fi cerut în schimbul bunurilor furate 2.500 de lei. Adolescentul de 18 ani și minorul de 17 ani au fost plasați în arest preventiv și sunt cercetați pe două cauze penale deschise pentru jaf și șantaj. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 7 ani de detenție. 4 moldoveni răniți într-un accident în Ucraina au fost aduși în Republica Moldova. Pacienții au fost internați la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Potrivit medicilor, starea pacienților este stabilă, iar 3 dintre ei rămân internați în secțiile de profil. Unul dintre ei, în vârstă de 24 de ani, a suferit fractura maxilarului superior, plângi contuzie în regiunea feței, comoție cerebrală. Un alt pacient, în vârstă de 44 de ani, a suferit o plagă cu defect a scheletului facial, ambii fiind internați în secția oromaxilofacială. O femeie este internată în secția ortopedie, diagnosticată cu traumatism asociat și contuzie a țesuturilor moi ale brațului drept. Cel de-al patrulea pacient nu a suferit răni grave și nu a avut nevoie de internare. Amintim că un microbuz cu 8 pasageri moldoveni la bord s-a tamponat cu un camion în apropiere de Kiev, Ucraina. Totul a avut loc în dimineața de 4 noiembrie, în jurul orei 7:40. Cei 8 moldoveni se întorceau în Republica Moldova din Federația Rusă. Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Alexandru Reutmann, a declarat că ceilalți 4 moldoveni nu au avut de suferit. Victimele spun că șoferul microbuzului ar fi dormit la volan și s-a tamponat cu un camion care staționa pe marginea drumului. Poliția din Ucraina cercetează cazul. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. 11 șoferi au fost depistați conducând automobilul în stare de ebrietate, iar unul se afla sub influența substanțelor narcotice. Încălcările au fost înregistrate în zilele de odihnă pe întreg teritoriul țării de către angajați Inspectoratului Național de Patrulare. Totodată, polițiștii au documentat peste 1400 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră, cele mai frecvente fiind depășirea limitei de viteză, peste 630, și nerespectarea indicatoarelor rutiere, circa 150. În aceste zile au avut loc 11 accidente rutiere, în urma cărora două persoane au decedat.
decedat și 15 persoane au primit diferite traumatisme. Două mașini au ajuns într-un șanț de pe marginea drumului, în urma unui accident rutier. Totul s-a întâmplat în seara de 4 noiembrie, în satul Măgdăcești, din raionul Creuleni. Potrivit poliției, unul dintre șoferi s-ar fi angajat într-o depășire, ar fi pierdut controlul asupra direcției și s-a răsturnat. Celălalt șofer ar fi încercat să evite impactul, dar a ajuns și el în același șanț. În unul dintre automobile se aflau ca pasageri soția și copilul minor al șoferului. Din fericire, impactul nu s-a soldat cu victime. Șoferul care va fi găsit vinovat riscă 1.500 de lei amendă și 6 puncte de penalizare. Trei fete riscă amenzi usturătoare, suspectate că ar fi deteriorat intenționat un automobil parcat pe o stradă din Chișinău. Imaginile cum una din cele trei lovește cu piciorul într-o mașină au fost postate pe internet de către proprietarul autoturismului. Potrivit lui, incidentul s-a întâmplat pe 2 noiembrie, aproape de ora 22, pe strada Ion Luca Caragiale, intersecție cu Alba Iulia. Acesta a atașat și o poză cu mașina puțin deteriorată. Contactat telefonic, ofițerul de presă al Poliției Capitalei, Natalia Stati, a declarat că poliția a fost sesizată și urmează să fie ridicate înregistrările video și de pe alte camere. Dacă vor fi identificate, suspectele riscă să fie cercetate contravențional pentru distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor și riscă amenzi de până la 1.800 de lei sau muncă neremunerată de până la 40 de ore. Trei bărbați originari din Cahul sunt cercetați pentru braconaj cinegetic. Aceștia ar fi capturat ilegal un mistreț din rezervația științifică Prutul de Jos. Indivizii au fost observați în acest weekend de către polițiștii de frontieră în zona de responsabilitate a sectorului poliției de frontieră Brânza, în apropierea satului Văleni, Cahul. Cei trei bărbați au fost reținuți în timp ce încercau să camufleze locul unde strangulase un mistreț, acesta fiind capturat cu ajutorul unei capcane de plaț, iar pentru a-l transporta mai ușor a fost introdus în saci. Interogați, cele trei persoane aflate în zona de frontieră nu au putut să justifice acțiunile ilegale, fapt pentru care riscă să fie amendate. Dacă deții imagini sau informații care pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.